Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Deale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. Suntem live, așa cum știm cu toții, ne place să ne trezim de dimineață, cel puțin mie. Nu știu dacă lui Rosi îi place neapărat să se trezească așa la prima oră. Bună dimineața, Rosi! Și alături de mine, că nu se poate altfel, că, na, fetele noastre sunt în concediu. Și Andra și Bianca. Și le urăm un concediu plăcut și ne e dor de ele și de-abia apucăm să se întoarcă la serviciu. Dar până atunci, dragii mei, ne apropiem cu pași repezi de sfârșitul verii. Cred, nu știu. Poate să mai vină caniculă. Știți, oamenii sunt ca vremea și vremea e ca oamenii, sau nu știu cum e corect. Cert este că suntem într-o dimineață de august și mă uit pe calendar, 28 asta miasă, 28 august, și mai sunt încă tabere, mai sunt încă copiii, tinerii, adolescenții încă se mai bucură de libertate. Nu știu în cât încep școlile, nu mi-am făcut toate temele, dar găsim cu siguranță în această dimineață răspunsul la toate întrebările. Vreau să începem așa cum începem într-o altă dimineață, cu multă, multă voioșie, voie bună, cuvinte faine și de suflet, că pentru asta ne trezim de la prima oră, să începem ziua cu multă dragoste, iubire, cu respect și ceea ce găsim mai rar. Rețelele astea de socializare ne cam induc în eroare uneori, dar dacă suntem de treabă și le întoarcem împotriva noastră, în favoarea noastră, cred, așa, în favoarea noastră, la o simplă privire găsim lucruri foarte, foarte faine. Și săptămâna aceasta am căutat așa pe Facebook și să vedem ce se mai întâmplă. Și am găsit un mesaj foarte fain. Scria cineva: am reușit să înțeleg chimia mai bine ca la școală, cu ajutorul experiențelor pe care guru ni le-a prezentat și explicat. Jocurile și activitățile pe care le-am practicat m-au uimit prin faptul că nu le jucasem niciodată. Erau diferite, făcându-le mult mai interesante. Tabăra Casa Științei va rămâne mereu în sufletul meu, nu doar pentru experiențele interesante pe care le-am făcut, dar și pentru prietenii pe care i-am întâlnit acolo. A fost una dintre cele mai frumoase experiențe pe care le-am trăit și le sunt recunoscătoare celor care au organizat-o, pentru că mi-au dat oportunitatea să particip la o asemenea aventură. Mesajul continuă, dragii mei, cei care sunteți curioși să-l citiți în întregime, îl găsiți pe pagina de Facebook al Casei Științei. Da, eu s-a trezit așa în mine o dorință să văd cine e guru, frate, și ce-i cu casa asta. Și când am căutat eu așa mai în adânc, am găsit cine e guru. Guru e Iulian Stroia. Bună dimineața, Ioana, sunt Tiberiu Stroia. Bună dimineața, dragii mei, e unul din frații Stroia. Am început așa cum mi-am dorit. Deci l-am sunat pe Tibi, da, să-l invit la emisiune. Mereu și foarte greu fac diferența între voi. Voi sunteți doi frați și eu vă încurc mereu. Da, alături de mine, Tiberiu Stroia, ești profesor? De chimie, dar în principiu am studiat ingineria chimică, dar și profesorul de chimie. Doar că nu mă atrage învățământul din România, așa că mi-am făcut propria mea școală, dacă vrei să spun așa. Apropo de live, că ai spus că suntem live, eu mă gândeam că sunt pe jumate dead, că nu m-am mai trezit la ora asta din clasa 5-a. Glumesc, de când eram redactor șef la Adevărul, când începeau ședințe de redacție la ora 7 dimineața. Deci sunt pe jumate dead, iar chestia asta cu guru, copii, ce copii, că sunt adolescenți, nu sunt copii,
mi-au trântit porecla asta și asta pentru că radiez și iluminez înțelepciune și știință. Dragii mei, e unul din frații Stroia, cel care are binecuvântarea, spun eu, să aibă alături de el acești tineri minunați, dar e vocea Hunedoarei, profesor sau nu, este unul dintre cei care sunt jurnaliști recunoscuți ai județului Hunedoara, nu o spun eu, o spun cei care îi citesc articolele și îi urmăresc pe cei doi frați în tot ceea ce fac în presa județeană. Stați puțin că Rosi îmi spune ceva în cască și n-am înțeles tot. Nimic, nu mai vrea să spună. Eu îmi doresc și sper și am lansat în această dimineață să întâlnim pe cei doi frați aici la Deale Dimineții într-o dimineață să ne povestească din experiența lor jurnalistică. Presupun că au ceva de povestit și au multe de povestit. Până acolo, în această dimineață, alături de Tibi, în studio, a venit o frumoasă domnișoară. Superbă! Nu așa. O cheamă Ioana, după cum vedeți. Nu poate fi decât la înălțime. Bună dimineața! Bună dimineața! Eu sunt alive. 100%. Tu ești alive. Tu ești în viață. Numai Tibi e jumătate mort. E, glumește. Își canalizează energia de guru. Foarte fain. Stăm de vorbă cu Ioana și mai cum? Dobreanu, elevă în clasa? A 10-a. Mamă, că o depășit momentul înainte, ne spunea că e în a 9-a. La Colegiul Național Decebal, dragii mei. A venit alături de noi în această dimineață să ne povestească ce înseamnă Casa Științei pentru elevi ca ea. Și o începem cu începutul, că acum vopsită sau nu, eu chiar nu știu unei Casa Științei, adică vreau să-mi povestești despre Casa Științei. Cum a luat naștere acest proiect? Cum și când, Tibi? Măi, e o poveste lungă, să știi, care a început acum vreo 4 ani. Vreau să-mi fac acolo la țară, la Săcămaș, un laborator pentru mine. Unde, că nu, m-am gândit că la bătrânețe să mă ocup și eu de una alta. Așa am făcut laboratorul de acolo. Între timp, nepotul meu, Darius, care era pe atunci student la inginerie chimică la Cluj, a zis să-l fac un pic mai mare, că vrea să vină și el. Și apoi, lucrând cu copii, cu elevi, mi-am dat seama că un laborator e foarte util pentru ei. Pentru că iau următoarea întrebare, la ce folosește matematica? Avem dilema asta și cred că mulți dintre noi am avut-o, avem impresia că studiem în liceu, vorbesc în general de liceu, matematica, dar ea nu are nicio aplicare, o aplicație practică, pentru că ăsta este marele dezavantaj al sistemului de educație din România. Nu facem legătura între teorie și practică. Iar dacă îl duci într-un laborator și începi și aduni niște date experimentale și vrei să le prelucrezi, dai peste matematică. Ei, de aici vorba că tot l-ai pomenit pe frate meu, Iulian, zicea, băi, n-are rost să te complici că copiii din ziua de astăzi nu mai sunt interesați de școală. Și să știi că e greșit. Lucrul ăsta este greșit. Mulțumesc! Copiii sunt interesați de școală, doar că trebuie să știi să îi faci să le și placă școala. Avem o problemă și aici. Și uite așa, am început, la început așa timid, cu 2-3 copii, după care au venit taberele de știință. Ideea a fost canalul ăla de YouTube. Am deschis canalul de YouTube Casa Științei, tot la îndemnul lui Darius. Fă un canal de YouTube, că tu explici bine, că nu știu ce. Și m-am trezit că au început să vină copii de pe la Brașov, de pe la București, să vadă Casa Științei la Săcămaș. Vara mea, Eliza, a zis, fă tabere de știință. Dacă cineva mi-ar fi spus acum 5 ani că eu o să fac tabere de știință, aș fi râs. Pentru că am zis, bă, cum să facem tabere de știință? Conceptul aveam, dar mai trebuiau niște oameni. Ei, astăzi am încheiat a 7-a tabără de știință, unde vin copii din toată țara, chiar și din afara țării.
Avem copii care vin din Statele Unite. Larisa vine al treilea an consecutiv din Statele Unite pentru această tabără. Am avut copii care au venit din Franța, din Canada, pentru tabăra de științe, pe Isaac Ioana. Așa. Și conceptul place pentru că baza acestui proiect este experimentul. Deci învățăm teorie uitându-ne la experiment. Pentru că până la urmă chimia fizică fără experiment nu există. Nu ai cum să înțelegi principii fizice, mai ales sau de chimie, fără experiment. E foarte complicat. Și pe parcurs, așa, încet, am început să adun o echipă. Echipa Casa Științei, Ioana face parte din echipa Casa Științei. Sunt, cred că 18 la ora actuală. Din toamnă am zis că vreau să mai fac un pic de curățenie, că sunt și mulți și nu pot să mă ocup de toți. Iar aici, în echipa Casa Științei, urmărim evoluție și să creștem. Deci cine nu evoluează, pleacă din echipă. Așa se face că am în echipa Casa Științei olimpici național la chimie, județeni la matematică. Ioana e un fel așa, un fel tot de guru de Tibi, pentru că ea este foarte bună și la literatură. Ioana este olimpică națională la literatură și este al patrulea orator al țării. Deci, dacă ar fi să lăsăm pe cineva să vorbească, 20 de minute Ioana poate vorbi fără să se oprească. Deci, proiectul Casa Științei, până la urmă, ce urmărește? Eu vreau să am pe lângă mine echipa mea de copii care să, sau cu care să mă mândresc, și iar în plus noi ne adresăm și celor care avem ateliere de știință, avem chiar cursuri de știință pe Zoom, celor care vor să înțeleagă știința cu ajutorul experimentului. Și evident, știința fără matematică nu există, deci matematica rămâne pe primul plan atunci când vorbim despre știință. M-a pierdut Tibi la matematică. Bine, eu sunt pierdută și la limba română câteodată, că viața asta te duce într-o felul de zone în care simți un disconfort. Și ce nu înțeleg eu din zilele noastre, adică limba română, de exemplu, nu mai e cum am învățat-o noi în 92. Presupun că nici chimia, în afară de tabelul lui Mendeleev, nu mai e ce noi am învățat la școală. Și suntem speriați, să spunem așa, cred, noi, ăștia de vârsta, care nu, așa cum tu ești guru, știi că tu ții legătura cu știința. Noi suntem speriați de ce am descoperit, pentru că am pierdut o perioadă foarte mare din viața noastră, nu știm cum a evoluat această știință, matematica, s-a schimbat ceva în teorema lui Pitagora, adică eu am învățat-o în 92, s-a schimbat teorema lui Pitagora cumva? Măi, nu se schimbă în știință nimic. Elementele de bază, că vorbeai de limba română. Și în limba română elementele de bază rămân elemente de bază. Că se schimbă vocabularul și că apar cuvinte noi, asta știam și de pe vremea noastră, că aveam neologisme și arhaisme, nu e o problemă aici. Principiile de bază ale științei rămân aceleași. Că se duce mai departe în locuri în care, să zicem, e greu să înțelegi la ora actuală mintea umană a multor oameni. Este greu să înțeleagă unde a ajuns știința astăzi, asta este altceva. Dar până la urmă, că tot umblăm la leitmotivul ăsta, domnule, eu cred în știință. Știința are limitările ei, la fel ca și limba română până la urmă. Dar apropo, legat de cum se schimbă vocabularul sau limba română, Ioana cred că ar fi mai în măsură să răspundă la întrebarea asta. Ia să ne spun. Măi, acum, sincer, modul în care fluctuează și se schimbă limba română, poți să iei din mai multe perspective. Cum schimbăm noi cuvintele între ele în limbă, pur și simplu, și le oferim prefixe, sufixe și atunci avem o bogăție lexicală, da, dezvoltată.
Sau ai cuvintele care intră în limbă din alte limbi, de exemplu englezismele, care, cum să zic, eu vorbesc, sunt vorbitor activ de romgleză, îmi place și engleza de mor, poate și datorită școlii, și datorită mediului, pentru că activez foarte mult în media. Eu mă ocup de conturile Casa Științei și de cele mai multe ori tind să scriu în engleză, pentru că ai acoperire mai mare, nu doar la nivel național. Dar uite, de exemplu, în 2003 au intrat două cuvinte care m-au speriat, brother și thriller, și se pronunță brother și thriller. Deci limba română șochează, într-adevăr, cum șochează și știința, de altfel. Tăcem! E momentul ăla în care tăcem, că ne-am blocat. Și ne blocăm, dragii mei, și încerc în fiecare zi sau de fiecare dată când am ocazia să demonstrez că noi spunem că țara asta n-are viitor. Ba are, și uite, am mai găsit un guru. Tibi se ocupă intens de viitorul acestei țări, pentru că acei adolescenți care trec prin mâna lui, și mă refer la propriu când spun mâna lui, pentru că acolo la Casa Științei se lucrează la propriu cu mânuțele, că folosim și mintea, asta e partea a doua. Acum, Ioana, de câți ani ești lângă Tibi la Casa Științei? Un an, doi? De un an, de un an și un pic. Am făcut un an recent. Cine i-a pus porec la guru? Nu știu. Deci ai găsit-o așa? Eu am intrat în Casa Științei când deja guru era o legislație cumva. Toată lumea îi spunea guru. Doamne. Deja era o formă general acceptată. Cine ți-a pus, cine ți-a spus prima dată guru? Cred că Ana, de la ea a pornit. Ideea e că... eu le spun așa tot timpul chestia asta, îmi place să le spun și în tabără le spun celor de acolo. Singurul care bubuie în echipa asta sunt eu. Ei mai au câte o fuseală, mai câte o chestie din asta. Dar eu sunt singurul care bubuie și eu îi iluminez. Eu le ofer iluminare și informație. Până la urmă, apropo de viitorul acestei țări, Ioana, rolul meu în toată povestea asta Casa Științei legată de acești adolescenți, eu doar le arăt un drum pe care să meargă, atât. Și țin de mână primii 100 de metri. De acolo încolo se descurcă singuri. Doi, ei au obligația să mă depășească pe mine. Adică nu trebuie să rămână la nivelul meu de cunoștințe. Ei trebuie să mă depășească. Iar faptul că unii dintre ei ajung olimpici naționali, o fac pe munca lor în principal. Eu doar îi îndrum și ajut acolo unde au nevoie. Spre exemplu, Ioanei i-am spus din prima tabără de știință: Ioana, de fapt drumul tău este pe literatură. Tu vei fi literat. Și uite, mi-a dovedit, e olimpică națională la literatură. Dar Ioana stă foarte bine și la capitolul științe exacte. Deci, problema viitorului acestei țări este că, și eu chiar am spus, am fost invitat când a fost Olimpiada Națională de Chimie, noi am fost acolo, am avut o prezentare și le-am spus celor prezenți în sală, era chiar și fosta ministra Andronescu acolo, că de fapt de ei ar trebui să se ocupe mai intens statul român. Nu de ăștia cu abandonul școlar. Cine nu vrea, până la urmă să știu un lucru și îl spun aici cu toată seriozitatea și cu toată responsabilitatea. Școala nu este pentru oricine. Greșim când avem impresia că ne trimitem copilul la școală și că ăia trebuie să facă din ei oameni. Nu. Nu. Școala este pentru cei care vor să învețe. Restul, din punctul meu de vedere, credem, jumătate din ce se întâmplă, din elevii care ajung la școală astăzi, eu nu i-aș primi în școală. Tocmai pentru că școala este un lucru foarte, foarte serios. Nu e pentru oricine. Văd părinții cum se agită. Domnule, uite, chiar am văzut acum recent, și după aceea vreau să o las și pe Ioana să vorbească, o știre. Măsuri dure pentru elevi. Începând de anul acesta există o cameră de detenție. Exact asta spune Rosin. Pentru elevii neascultători. Păi stați, asta este o măsură dură pentru elevi, dar ce ați vrea să facem? O clasă întreagă să stea și să urmărească un elev care, nu știu, își bate joc de un profesor și de o întreagă clasă? Păi asta este o măsură dură? Păi eu nu l-aș mai primi în școală pe elevul ăla. Crede-mă, Ioana, că trei
elevi de genul ăsta într-o clasă, îți duc clasa la pământ. Deci asta este o măsură dură, este o măsură utilă, frate. Bă, nu te interesează ce se întâmplă la ora respectivă, du-te, domnule, acasă. Nu te-a chemat nimeni. Noi venim, deci chestia asta cu școala este obligatorie. Nu, domnule. Corect. Bă, vrei să faci, te duci și respect niște reguli. Dacă noi nu reușim să învățăm de mici, da, care sunt niște reguli, că există niște reguli într-o societate, că există respect față de ăla de lângă tine, păi atunci care e rolul școlii? Vine părintele și spune, domnule, să mi le duce. Nu! Tu trebuia să le duci, mă. Tu când l-ai trimis pe el în școală, el trebuia să intre educat. Educația se face acasă. S-au mai văzut chestii de genul, domnule, copilul trebuie să fie fericit la școală. Bă, du-te, dar ce-i la Disneyland acolo? Copilul tare, nu trebuie să... tare. Rolul unui profesor nu este să facă un copil fericit, frate. Este să transmită o informație, iar copilul respectiv să o asimileze. A, correct. Că unii profesori nu știu să o facă, asta este problema lor, este altceva. Este problema sistemului. Dar tu, ca părinte, să ai pretenția ca școala să-ți educe copilul. Nu! Educația ți-o faci tu acasă. Faptul că trei sferturi din ei sau jumătate din ei sunt needucați, este problema părintelui, da? Și terminați cu prostia asta, cu școala trebuie să te facă fericit. Nu, mă, școala trebuie să îți dea niște informații care să-ți folosească mai târziu în viață. Și punct. Și ne întoarcem la ceea ce l-am întrebat pe TV. Tabelul lui Mendeleev e același. Da, e același. Teorema lui Pitagora nu s-a schimbat. Bunăstarea e aceeași, bine cu asta, buna creștere rămâne baza, că lucrăm, exact, mi-ai răspuns la întrebare, nici dacă aș fi vrut sau dacă aș fi pus altfel întrebarea. Dragii mei, baza rămâne aceeași, așa cum spunem, baza vine de acasă și poate că de la părinți și poate că de la cei care îți îndrumă primii pași în viață și mă întorc aici la un exemplu, sunt sute, mii probabil în țara asta, așa cum e Ramona Oltean de la Step by Step, unde se încearcă în primii pași în viață să-i ducă pe copii într-o lume și unde primesc acea bază, primesc teorema lui Pitagora și atâta te duci la spun școală. Legat de doamna Ramona Oltean, am fost la clasa ei, clasa steluțelor și crede-mă, Ioana, nu știu cum lucrează cu ei acolo, dar crede-mă, eu i-am și spus, doamnă, deci e o clasă așa de bună, era o clasă a treia, a patra, nici nu mă știu. Da. Mie rar mi-a fost dat să văd. Deci câte cunoștințe generale aveau acei copii. Da, eu am rămas, felicitări, i-am și spus felicitările mele. Nu știu ce presupune procesul ăsta step by step, nu mă bag acolo în pedagogie, ce se face acolo, dar într-adevăr am rămas, am spus-o. Deci eu am fost la clase de a șaptea, a opta și n-am văzut atâtea cunoștințe generale cât am văzut la o clasă de a treia sau a patra, nu mai știu exact ce clasă erau acei copii. Deci se poate. Se poate, asta discut. Baza rămâne aceeași. Ideea e, când vrei să evoluezi, vrei să înveți mai mult, te duci și cauți pe guru și pui în aplicare teorema lui Pitagora. Am văzut pe poze și mergem pe urmă la Ioana, sau mergem prima dată la Ioana și pe urmă ne întoarcem la poze, că vreau să întreb și despre acei oameni maturi, că l-am văzut pe Birtoc Băneasă alături de tine la un moment dat. Face parte din echipa ta, presupun, până la un punct. Voi vă juca. Dar mergem acolo, hai să rămânem la adolescenți, nu uităm de domnul profesor de la facultate de la Hunedoara și sunt curioasă cine s-a mai găsit așa puternic și curajos să vină lângă guru și să stea cu acești tineri așa umăr la umăr, că ăștia mici cred că de multe ori văncuie, să spunem așa, că au niște întrebări la care n-au răspuns. Îmi spunea Tibi că sunteți 18. 18 tineri, Ioana, da, lângă deci suntem toți Tibi. Adolescenți. Toți adolescenți. Cine e mai vechi ca tine acolo? Mai vechi decât mine sunt mai mulți. Este Ana, Andreea, așa. Tiberiu Marin, toți olimpici naționali, deci țiplă. La pele. Ce? Deci ai chimie, informatică, olimpici județeni la matematică, Andreea și olimpică națională la mate. Deci, cum să zic, ai de unde? Am de unde să-mi iau exemple.
Cum ai aflat tu de tabăra științei, dacă îți mai aduci aminte? Deci de tabăra de știință am aflat de la Tibi. Așa. De Casa Științei am aflat de pe Facebook. Cumva am găsit postările, mi-apăreau pe feed, mai vedeam și de la alții că distribuie și am zis. Știi cum? Prima dată am văzut. Ce vârstă aveai? Și... cred că nu împlinisem 15 ani. Aveam 14 ani. Și am văzut prima dată și am observat. Erai în clasa 8-a. Da, eram în clasa 8-a. Și am văzut reclamele la, mă rog, reclame, promovările la cursurile pe care le ținea guru înainte. Mă rog, eu nu sunt prea la curent cu ce se întâmpla pe atunci, dar le-am văzut și am văzut că limita e de 14 ani și am zis, mamă, nu, și eu dacă vreau să stau mai mult. Și după am văzut că au adresă de mail și le-am scris că vreau în echipă și am făcut așa un mesaj atâta în care le-am exprimat cât de mult îmi doresc să intru în echipă și că viața mea orbitează în jurul științei și îmi place de mult. Oricum să zic, eu în anul ăla intrasem la Olimpiada la literatură, la națională din greșeală. Eu eram cu fizica și le-am scris și mi-au răspuns după un timp, ne-am văzut, mi-au plăcut și am rămas. Deci a fost, deci este superb și ce copii sunt în echipa Casa Științei. Deci mie mi-ar plăcea să facem o emisiune cu toți, dar nu există film destul pe cameră și nici cerneală și hârtie destulă ca să înregistrez ce idee au oamenii ăștia, sincer. Deci e, cum să zic, un grup din ăsta de oameni, cum să zic, nu te simți de parcă ai vorbit cu niște adolescenți. Da, sunt tineri și au idei noi, vin cu inovație, dar sincer, au trecut de mult de un prag al maturității în gândire și ai cu cine. Și de asta zic că poate și așa poți să afli de Casa Științei. Uite, de exemplu, oamenii interesați de noi pot să intre pe Instagram, Casa Științei, Facebook, Casa Științei. Numele e foarte accesibil ca să-l găsești ușor. Și postăm acolo absolut tot ce facem. Experimente, explozii, mă rog, bombe, mai și bubuim, mai și fâsâim, punem și probleme de mate. Deci, mai ușor cu aceste cuvinte, că sunt vreo 7 ne iau ăștia. Ne blochează Facebook-ul. Da. Dragii mei, eu mă retrag. Ioana continuă. Hai să mergem la o cafea, că Ioana cred că poate duce cu siguranță o emisiune singură. Ioana poate vorbi 3 ore fără să se oprească, nu e nicio problemă. Ai probat? Din păcate a probat. Că a vrut să nu se probeze, a probat. Rosi, îți dau o veste proastă. Tot o Ioana vorbește mai mult ca o Ioana de la... Eu vreau de la din toamnă, Ioana va intra pe Vocea Hunedoare, vreau să aibă acolo o emisiune de politică. Wow! A testat lucrurile astea deja, a avut primul ei interviu politic, să spun așa, a fost cu primarul Devei, cu Lucian Ioan Rus, da? Care a rămas foarte impresionat de oratoria Ioanei și am spus că din toamnă vreau, ea vrea să cocheteze cu politica, o și văd în politică și va avea o emisiune politică la Vocea Hunedoarei. Legat de Corneliu, nu pot să nu vorbesc despre Corneliu. Corneliu a crezut în proiectul Casa Științei din momentul în care am început acest proiect. Mulțumesc, Rosi! I-am și oferit trofeul anul ăsta de ambasador al Casei Științei. Corneliu Băneasă ne invită peste tot. Inventcor, Noaptea Cercetărilor Europene pe care o ținem cu o prezentare la Facultatea de Inginerie la Hunedoara. E un om deosebit și pot să spun că lucrăm oarecum împreună. Ne sprijinim unul pe celălalt în toate inițiativele pe care le avem. Mi-aș dori, am povestit cu el lucrul ăsta, evident dacă reușim să adunăm și resursele financiare, pentru că totul este foarte scump. Exact, ajungeam și la partea urâtă. Dorința mea este ca alături de Corneliu să pornesc un proiect pe care eu l-am intitulat Caravana Științei și să facem așa un periplu prin toate școlile din județul Hunedoara. Casa Științei are activități de acest gen, mergem în orice școală din județ unde suntem invitați și facem prezentări cu caracter științific. Dar eu mi-aș dori să facem chestia asta și împreună cu Corneliu. Deci Corneliu Băneasă, pe care îl salut, este din punctul meu de vedere unul dintre cei mai iubiți ambasadori ai Casei Științei. Alt om matur, trecut de vârsta adolescenței, care e alături de tine, în afară de fratele tău și cele două soții. Le salutăm că sunt minunate, eu le văd mereu alături de voi.
Le salutăm și le dorim multă răbdare lângă cei doi frați. Știi cum spunea Brâncuș, Ioana? Dacă încetăm să fim copii, murim. Deci nu trebuie să încetăm niciodată să fim copii. Eu, prin acești adolescenți, că nu mai sunt copii, care sunt în echipa Casa Științei, îmi retrăiesc copilăria și crede-mă că am întinerit cu 10 ani de când lucrez cu ei. Și uneori mai îmi scot câte un fir de păr alb cu adolescenții avizi de cunoaștere din ziua de astăzi, sunt mult deasupra ceea ce eram noi la vârsta lor. În primul rând pentru că au acces la informație mult mai ușor decât era pe vremea noastră. Eu le mai spun, pe eu mi-am făcut bătături la buricele degetelor prin biblioteci, da? Corect. De când acum, tastând pe un computer, ai acces la foarte multă informație. Dar să știi că există și un paradox aici. Deși avem acces foarte ușor la informație, sunt din ce în ce mai puțini care o caută. Pentru că ca să tastezi Socrate, trebuie să fii auzit de Socrate. Da? Deci, dar, una peste alta, îi spuneam și Ioanei, și este mult peste ce eram eu la vârsta ei, da? Pentru că, așa cum am spus-o, cei avizi de cunoaștere au o cale mult mai facilă de a obține informații. Și de asta eu cred că și unora dintre profesori le este greu cu astfel de copii. Corect, aici vreau să ajung. Pentru că pe vremea noastră, ca să spun așa, te duceai, să zicem, după ore să mai pui o întrebare, dar o puneai cam strict în măsura ceea ce ți se preda sau ceea ce căutai tu prin bibliotecă. Pe când ei nu vrei să știi, Ioana. Ei vorbesc cu tine sau te întreabă fizică cuantică, deci lucruri care pe vremea noastră nu aveam acces la așa ceva. Și de asta cred că profesorilor le e greu un pic cu acești copii, din punctul meu de vedere, mult, mult peste medie, da? Care vin peste ei cu tot felul de problematici. Deci, pentru un profesor din ziua de astăzi, dacă nu stă cu nasul în cărți și nu caută la rândul lui să evolueze, este complicat de lucrat cu acești copii. Eu stau, câteodată am zile în care stau 6-7 ore și lucrez la matematică, să spunem, pe zi. Am caiete întregi pline, pentru că dacă nu lucrezi, n-ai cum să ții pasul cu ei. Nu poți să ții pasul cu ei. Și în răspunsul la întrebare, în afară de fratele tău, de Birtoc Bătneasă și cele două femei care vă susțin moral. Nu doar moral, să știm. Deci ăla, de exemplu, deci eu n-am văzut laborantă mai pricepută decât Ela, sincer. Deci ăla nu primește destul credit. Stai să lămurim lucrurile. Cine e Ela? Da, corect, cine e Ela? Da? Da. Deci Ela nu primește destul credit pentru ce face în laborator. Deci Tibi pot să spună, eu azi vreau să fac curs de gaze, despre gaze și descoperirea lor, mă rog, contextul istoric, apariție, nu știu ce. Păi, Ela știe să pună tot, să împartă împreună cu asistentele lui Tibi de la laborator, cu Ana și Andreea, de exemplu, să pună cutiuțele cu substanțe pe masă și știu toți pașii. Deci, e ca și cum avea chimistul și dublura chimistului lângă. Deci, cum să zic, e wow și Ela. Nu știu, Tibi se înconjură de oameni geniali. Bun, Ela m-a sprijinit enorm în proiectul ăsta. În primul rând, dacă e să ne gândim la costuri. Vorbim aici de, hai să spunem, investiție, dacă poate sună un pic cam economic. Vorbim de probete, de substanțe. Vorbim de zeci de mii de euro. Exact, haideți să dăm lucrurile. Deci e un proiect în care până acum s-a investit peste 50-60 de mii de euro. De euro. Evident, ca o soție, soția mea e contabil, da? Uh-huh. Deci închipuieți că au fost câteva discuții legate de costuri și de cheltuieli, dar pe de altă parte, crede-mă că n-a existat moment în care, eu să știi că am avut momente în care am vrut să renunț la acest proiect și ea m-a încurajat, hai că merge bine, mergem înainte. Am mai avut, că vorbeam de oameni de la București, tot cu ajutorul canalului de YouTube. M-am trezit cu Ionel de la București, un om de afaceri, care a venit și a sprijinit financiar acest proiect și nu cu o sumă mică. De fapt, el m-a ajutat când am făcut și prima tabără de știință, care a fost financiar un fiasco. El a pus toți banii
care au trebuit ca să putem să achităm cheltuielile care au fost acolo. O tabără de știință, la modul la care se derulează în Casa Științei, este foarte scumpă, pentru că fiecare din cei 24 de copii care vin în tabără fac aceste experimente odată cu mine. Deci e nevoie, începând de la aparatura de laborator, substanțe. Hai să le spunem oamenilor, că ei nu înțeleg. Adică eu vorbesc în cel mai serios mod. Taberele, așa cum le văd oamenii la momentul ăsta, părinții care își trimit copiii acolo în tabără, știu deja despre ce e vorba, pentru că au luat contact cu Casa Științei. Ok, dar ceilalți oameni de pe stradă, muritorii de rând, care te știu doar omul din spatele Vocea Hunedoarei și care știu că ești jurnalist. Hai să încercăm să le spunem oamenilor că pentru asta ne-am întâlnit și ne-am trezit așa cu dimineața și tu jumătate dead, adică mort, fără energie, vrea el să spună. Da, să vorbesc frumos, mă ceartă Rosi. Lasă, te rog, poza, Rosi, asta, una dintre ele, așa. Haideți să încercăm să le explicăm oamenilor să înțeleagă ce înseamnă costurile pe o oră, nu pe o zi, că își fac ei socotelile. Sperăm că știu să adune 2 plus 2. Ce înseamnă 24 de copii care repetă același experiment într-o... alege tu un experiment și explică câte probete, câte materiale, ce înseamnă costurile efective a unui experiment ușor, nu rachetele pe care le-ați lansat ieri sau alaltă ieri. Că acolo cred că costurile au fost mai mari. Sau mergem la rachete? Totul este, în general, deci substanțele chimice sunt scumpe. Ca să vă faceți o idee... Așa, lasă-mi o poză, Rosi. Ce ai acolo pe lângă coloranți, aditivi și ce alte? Există, spre exemplu, experimente, un experiment. Așa. Care costă și aproape 500 de lei. Așa. Un experiment, costă 500 de lei. Dar eu nu calculez așa, că de-aia parcă ești Ela, că ia mă ia, uite, da, hai să calculăm per copil, per... Dom'le, dacă e să calculăm așa, nu mai facem nimic. Deci nu mai face nimic. E scump. Pe 5 grame de sodiu sunt 128 de lei. Da? Așa. Da. În partele, când faci un experiment cu sodiu, la 24 de copii îți trebuie cam, hai să spunem, 15 grame, 10 grame de sodiu. Da? Deci asta pentru un experiment. Da? Deci automat cât costă. Legat de probete, se mai sparg. Gândește că într-un... La noi în tabără, în fiecare zi, sunt 6 ore de laborator. 4 ore dimineața, 2 ore după masa. Da? Evident că în aceste 6 ore de laborator, ca să înțelegi un lucru, deci se spală după cam 700 de probete. Deci totul este foarte multă muncă, costă și mulți bani, dar există și satisfacția asta, mai ales pentru cei care au fost... Gândește-te, Ioana, că noi cărăm acolo un camion mare cu cutii în care avem, începând de la substanțe, toată aparatura asta de laborator este cumpărată, achiziționată. Am mai avut și situații, într-adevăr, foarte frumoase în care ne-am trezit cu sponsorizări de pe la Piatra Neamț. Mi-au trimis o doamnă 3-4 colete cu sticlărie. Am avut un incident, a ars laboratorul de la Săcămaș și crede-mă că m-am trezit atunci cu oameni pe care nu i-am cunoscut în viața mea, care mi-au scris în privat pe Facebook că vor să mă ajute să refac acest proiect. Sunt oameni care apreciază enorm de mult proiectul ăsta. Și sunt oameni care înțeleg și costurile. Chiar doamna Ștefănie, că ea este profesoară de chimie și cred că este singurul profesor de chimie din județul Hunedoara care pregătește olimpici naționali. Tibi Marin este produsul doamnei Ștefănie și nu numai Tibi Marin. Ea m-a întrebat la un moment dat, pentru că ea știe cât costă aceste substanțe. Tibi, tu cum te descurci cu cheltuielile astea? Deci numai eu știu cum mă descurc cu cheltuielile astea. Deci cineva avizat și în temă înțelege despre ce e vorba. În rest, cum să spun, binecuvântarea asta de care vorbeai tu, de a avea pe lângă tine copii, pe cum Ioana, tant Ioana, cum îi spun eu, din punctul meu de vedere, Ioana este un suflet bătrân,
într-un mai corp știi, tânăr. Chemăm pe Dragoș Argeșanu să ne spună. Vieți ancestrale cu da. Tibi și sigur în una din ele ne-am întâlnit și am colaborat altfel. Am fost ceva vecini alchimiști, nu știu, făceam schimb de nuchițe. Cel puțin, da. Ioana, ai rămâne surprinsă să vezi ce gândire matură are și câte lucruri știe Ioana despre viață și despre lumea asta. Mă simt vinovată. Eu la un moment dat l-am sunat pe Tibi și l-am rugat să vină. Începea tabăra Dacica. Dacă la pensiunea Dacica. Așa. Da. Și m-a chemat în tabără. Din păcate nu am ajuns. I-am spus lui Tibi, eu nu spun poate. Ai văzut, dacă știu că pot să vin, vin și dacă nu, mai bine spun Tibi, da. N-am cum, știam că urmează o perioadă de concedii, copiii vor fi plecați și urmează să ne împărțim. A fost o vară cu adevărat fierbinte și începe o toamnă super toridă, apropo de politică, chiar dacă temperaturile afară scad, vor crește în interior. Mai avem 10 minute de emisiune. Dar sper, îmi doresc din suflet să vin la măcar o oră, nu mai mult, dragii mei, că copiii ăștia o să-mi dau seama cât sunt de retard, aș putea să spun, dacă aș sta lângă acești tineri minunați. Eu mă mai întâlnesc cu ei și pe la robotics și pe la... Îmi dau seama că suntem depășiți și că acești copii sunt mult, mult prea departe de noi și încep să înțeleg partea cealaltă din activitatea ta de jurnalism și pornirile tale, dorințele tale și ale fratelui tău de a-i aduce pe politicienii cu picioarele pe pământ, pentru că voi trăiți în două lumi total diferite. Aveți acești tineri care vă dați seama că sunt mult prea maturi pentru zilele pe care le trăiesc și din păcate sunt guvernați, ca să nu spunem altfel, de către niște oameni care probabil nu știu că Pitagora există. E asta o le contradicție. Spun și lor. Da, da, pentru tine. Și îmi doresc foarte mult, ăsta este un alt aspect sau un alt proiect la care mă gândesc în cadrul acestei echipe, Casa Științei, le-am spus și lor, nu lăsați lumea să meargă în direcția în care merge acum. Ei au obligație de a schimba anumite cutume care există la ora asta în România. Avem o scară de valori inversată, noi am inversat-o, asta e sistemul, cum ne place să spunem, raportările se fac la non-valori, iar obligația lor este să reinverseze scara de valori acolo unde trebuie. Mă uit, Ioana, la cine ocupă funcții în județ, la nivel național, la ora actuală, și mă uit înspre copiii ăștia ai mei. Da? Eu așa spun, pentru ei, pentru mine ei sunt copiii mei. Ei ar trebui să ocupe aceste funcții. În schimb, dacă stai de vorbă cu ei, 75% dintre ei îmi spun că vor să studieze dincolo și să plece dincolo. Nu este normal să se întâmple lucrul ăsta. Și de asta le-am spus, faceți cumva. Avem contacte deja cu foarte mulți adolescenți care sunt la fel de inteligenți ca și ei, pe care îi cunoaștem în tabăra Casa Științei. Și cumva ei trebuie să readucă sistemul de valori acolo unde era, să spunem, în anii 80, când raportările erau corecte. Uite că vorbeai de politică și cu asta mă opresc, că vreau să mai spună și Ioana una alta. Suntem acum vom merge la prezidențiale. Am ajuns în situația în care în România, de la răul cel mai mic, o să votăm prostul cel mai mic. Este foarte tare, mulțumesc! Plăcut! Este inacceptabil așa ceva. Ei, nu! Să ajungem în situația în care să ni se pună patru proști în față și trebuie... Prostul cel mai deștept, spune... Prostul cel mai... Da, Rosi, da, mulțumim, Rosi. Ceva pe acolo. De acolo, da. De la răul cel mai mic la prostul cel mai deștept. Și atunci, întrebarea mea este așa, băi, noi ca oameni, noi ca nație, când ne uităm spre semi-analfabeții ăștia care vor să devină președinții României, noi nu stăm un pic și ne întrebăm, băi, dar cum am ajuns în situația asta? Simplu, dragul meu. Copiii ăștia ne-au arătat că sunt prea deștepți și ei. Ea e clasa noua. Dar sunt ăia de 20 și un pic, 30. Eu știu tipi și femei, fete și băieți, undeva între 33 și 40 de ani și știu nu unul, îți dau 15-20 de exemple, doar în Deva,
care nu mai au greșit la un moment dat și au arătat că pot, așa cum o arată Ioana astăzi că poate, și au fost îndepărtați. Și ajungem la Lucian Rus și mulți alții. Nu ai putere, nu ai loc, dragul meu, pentru că exact, și este lipsa noastră de interes, și aici ajungem la ce s-a întâmplat la locale și implicarea noastră directă. Are dreptate Rossi, pentru că toți ne-am dat în spate, iar ei au avut puterea să îi îndepărteze pe acești copii și m-am ambalat. Vreau o emisiune cu voi doi și acolo putem vorbi altfel. Ioana, mai avem 5 minute de emisiune. Da. Presupun. Avem foarte multe comentarii, îl salutăm pe Enea Vasile, pe Adrian Mureșan, ne spune zi frumoasă, pe doamna Adriana Furcă, Ioan Grosu ne spune bună dimineața, spor în toate, Camelia Cotoară, nu știu dacă mai e alături de noi sau nu, la un moment dat era live. Draga mea, în astăzi, să spunem, în clipa care urmează, așa, am ajuns în casa Parlamentului. E clar că n-are rost să te întreb teorema lui Pitagora sau tabelul lui Mendeleev, că mă bagi sub scaunul ăsta pe care abia stau, că a reușit Tibi să mă ambaleze. Ajungi la Parlament. Da. Da, okay. Nici o mare scofală pentru tine, sunt convinsă. Okay, da, ajungi să poți să iei cuvântul și e... Acum 5 minute ai depus jurământul ca parlamentar al României. Ai un minut să ne spui ce le-ai spune celor care te privesc. Bine. Pot să iau așa cu discurs? Cum vrei tu. O să zic ca la dezbatere. O să încep discursul în 3, 2, 1. Eu nu vreau oamenii din țara asta să devină proști. Eu nu vreau să ușurez sistemul de învățământ. Dacă se poate, aș vrea să și inovez și o să se poată, pentru că facem un pic de curățenie pe acolo. Deci să presupunem că sunt chiar într-o funcție care poate lua cuvântul. Facem curățenie la manuale, reluăm toată programa, băgăm ce trebuie, scoatem ce nu e ok, facem deci ne trebuie manuale care să facă conexiunea între științe. Nu e ok să nu se facă conexiunea. Uite, am citit de exemplu recent manualul lui Cristian Presură. Big like, minunat. Fizică conectată cu chimie și alte științe. Super. Deci facem curățenie la manuale. Facem curățenie la elevi și profesori. Restabilim un nou sistem de valori prin intermediul lecțiilor. Cumva încercăm și prin sistemul de guvernământ pe care reimplementăm, pentru că suntem într-o democrație slabă, ok? Trebuie să cumva să ne folosim de avantajele ei, dar să readucem ceva în discuție despre ce vorbea Tibi, de exemplu, mai devreme, ca să aduc un pic de rigurozitate. Noi ne-am slăbit foarte tare ca nație, așa, și ca oameni în general, pentru că nu mai există disciplină și mai mult decât atât, nu mai există oameni care să treacă de bariera de a ne plânge. Ah, că țara asta... cum am ajuns așa? Ok, hai să reparăm ceva, uite cum a făcut Tibi. Hai, nu pot să educ toată țara. Dar am 18 copii pe care știu că o să-i duc la o facultate faină, care știu că o să ajungă undeva super departe. Nu, eu am nevoie ca parlamentar să fac lucrul ăsta, puțin câte puțin, cu toată țara. Nu o să ajungă toți la facultate, este idealist să cred asta, dar mie îmi trebuie oameni valoroși. Mie îmi trebuie oameni care să știe pe cine să voteze și, în primul rând, să-mi pun problematica oameni care să știe cine să voteze, să aibă pe cine să voteze. Că am ajuns să ne gândim care e cel mai puțin prost, care e rău cel mai mic. Nu e normal să te gândești care e rău cel mai mic. Aici ne păcălim singuri. Și atunci, ca parlamentar, ce aș face eu? Luăm totul de la capăt și luăm tot ce a fost bun înainte și le punem. Și sună idealist. Dar asta aș face. Cum să lași un om din ăsta să ajungă în Parlamentul României? Da, păi... Ca să schimbe tot, nu au voie. Măi, până la urmă, să spun ceva, Ioana. Uite cum zice și Ioana mea. Dom'le, ca să aprinzi un foc, e suficientă o scânteie. Eu de asta le-am spus și le spun și lor, măi, Casa Științei e scânteia aici, în județul Hunedoara, dar noi deja avem conexiuni
prin adolescență, ca și în toată țara. Aprindem o scânteie la Hunedoara, o scânteie la Constanța cu Alexandra Grigorie, o scânteie la Oradea cu Tudor Orgoș, o scânteie la Sibiu cu Tudor Cotoc. Imaginați-vă că prin intermediul Instagramului, că mă ocup de conturi și iubesc să fac chestia asta, am reușit să deschid o serie de Fact of the Day, să comunic cu oameni, să ne scrie lume pe Casa Științei, că mamă ce bazat e Tibi, am înțeles prima dată în viață la mate. Păi asta e super! Că ai un om carismatic care îți explică chestii super cool. E minunat. Cine e carismatic? Tibi. Nu cred că e și părerea politicienilor. Ești corect. Eu sunt la rău. Hai să, dacă aduc aici doi politicieni, o să zic că cine? Tibi Stroia? Carismatic? Să fim serioși. Draga mea, nu știu, jos pălăria, nu știu, cine sunt părinții tăi? Părinții mei? Da. Oamenii care m-au făcut, adică mama și cu tata. Ok, adică, cum se numește? Mă rog, mama Adriana, care a fost profă de mate și acum, nu știu, lucrează. Sincer, nici nu prea știu ce lucrează, dar e o tipă faină, mie îmi place de mama, e simpatică și e așa deșteaptă, se descurcă, le are și cu economie, îmi place de ea. Și tata... Tata e tata, adică e și el un tip șmecher și o citi foarte mult în copilărie. Jos pălăria în fața acestor părinți. Ai frați? Da, am o soră. Mai avem o speranță de la viață că această rasă se înmulțește. Tibi... Da, totul pornește de aici, Ioana, de la educație. Am văzut o chestie, a spus-o un tip. Mi-a plăcut și mi-a rămas în minte diferența dintre o fată care alege să facă nu știu ce pe TikTok și o fată care alege să facă facultatea de medicină, este educația. Deci, credem că totul pornește de acasă. Să nu vă așteptați de la copiii voștri să devină altceva decât ceea ce sunteți voi ca și părinți. Nu au cum. Deci, așa cum îi educați, așa o să-i aveți. Dragii mei, din păcate emisiunea s-a terminat. Vreau să citesc un mesaj. Camelia Cotoară ne scrie și zice te așa pur, Camelia. Mai mare dragul, bravo Tibi, Ioana ca tanti Ioana. Ioana Pop, vor da direcția. Așa e, Cami, și te întorci acasă cum am întors și eu. Eu sper ca cei plecați, dragii mei, să vedeți speranța în ceea ce fac oamenii ăștia. Și aici nu mă refer neapărat la Ioana. Mă refer la oameni așa ca Tibi, așa ca Iulian, așa ca mulți cei ca Birtoc Băneasă. Îl salutăm pe profesorul de la Facultatea de Inginerie, așa ca Ovidiu Tirian de la Hunedoara, decanul de facultate, așa ca unii primari care au înțeles, și aici nu mă refer neapărat la primarul nostru proaspăt ales, mă refer la primarul de la domnul Dan Bobolțanu de la Hunedoara, la Ovidiu Bălan, care a devenit părinte de la Orăștie, și mai sunt domnul Cazacu de la Brad, mai sunt câțiva care au adunat tineri în jurul lor și au dat o speranță acestei țări. Au riscat și au mers pe mâna tinerilor. Pentru că dacă ne uităm în jurul a câtorva oameni amintiți, aș fi ales unul și din alt partid, dragii mei, dar deocamdată nu avem. Că, din păcate, nu mai sunt. Ăștia nu că i-am ales după culoare. Ăștia sunt și ăștia se vede. Așa cum Tiriteu a luat, ca să dăm cu exemple clare, Claudiu Sav lângă domnul Bobozanu, Florin Maxim și am ales din sport, nu din materii, ca să înțelegem despre ce vorbim. Echipe frumoase, înfloritoare de tineri, pentru că acești oameni nu le-a fost frică să se întâlnească cu oameni, cu tineri crescuți de Tibi și de Iulian și de Ela. Nu o să uităm niciodată și o salutăm pe Marinela și poate vine într-o dimineață să ne cânte aici la Deale Dimineții. Invitația rămâne valabilă. Eu, în nume personal, te felicit. Poate că ar trebui să o spun mai des. Îmi doresc, nu că îți promit, îmi doresc să pot să vin să văd cu ochii mei cum dai foc la aer, că știu eu că poate face asta. Ioana, felicitări. Jos pălăria pentru părinții tăi. Sper să ajungi. E și meritul lui Tibi, sincer.
E, da, știu. Spune Ioana Păp, felicitări pentru asemenea invitați. Camelia, dragă, hai acasă că avem de unde. Totul e să-i căutăm și să-i aducem alături de noi, pentru că țara asta chiar are viitor. Mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune. Ne luăm la revedere mâine dimineață. Ne întoarcem înapoi la Poienița Voinii. Mergem acasă la Drăgan Muntean, nu fizic. Mergem doar cu gândul. Alături de mine, în platou de ale dimineții, o bucată de amintire adusă marelui doinitor a județului Hunedoara. Alături de mine, în platou de ale dimineții, va veni familia Bulzan, Ana și Liviu. O să vedem despre ce este vorba. I-am întâlnit la Poienița Voinii duminică. Mi-au povestit lucruri uimitoare, amintiri alături de acest om minunat. Spunea doamna Ana, în interviul pe care l-am luat, Ana Bulzan, că înainte de a fi profesor, înainte de a fi om în regimul de stat, că a lucrat în poliție, a fost un om minunat. Amintiri aduse astăzi, în zilele noastre, de acești doi oameni care l-au cunoscut personal și au copilărit în tinerețe, așa ca Ioana, alături de acest mare doinitor. Bine dimineață, ne reîntâlnim aici, la deale dimineții. Până mâine, nu uitați, dragii mei, încă o dată am dovedit, Tibi dăruiește și primește înzecit înapoi. Fiți buni, fiți iubitori, fiți darnici, dăruiți, pentru că la un moment dat în viață totul se întoarce. Ce dăruim, aia primim. Deci eu sper să mă iubiți așa cum eu vă iubesc. Pe mine dimineața.